Bună, drăgălașele mele, iubitele mele, puișorii mei! Eu sunt Jania și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi o să fac un giveaway și o să-l spun imediat ca să nu fiți obligați să vedeți până la sfârșit acest video. Și anume, aș vrea să fac un video în care voi îmi puneți întrebările și de aceea am făcut acest giveaway. Voi îmi faceți întrebările, le puneți aici în info box, aici sub mine. Și eu adun toate întrebările, le amestec așa, extrag doi câștigători. Acești câștigători o să câștige un far de la Kiko și Ojo Wicol. Și al doilea, Ojo de la Kiko și un far. Condițiile de participare la acest concurs sunt să-mi puneți o întrebare. Și eu vă cer să descoperiți cum se cheamă copiii mei. Am doi copii. Și când ați descoperit, îmi trimiteți o e-mail. O să vă las aici jos e-mail-ul. Și după aia eu să adun toate întrebările voastre cu cine a reușit să găsească cum îi cheamă pe copiii mei. Și eu fac așa o extragere și avem astea două premii. Cam atât. Hai să trecem la video. Acest video este continuarea colecția mea de coliere. Astăzi o să vă vorbesc de colecția mea de inelușii și cerceluși. Acest video este un tag. Acest tag este pentru Elena Secret. Elena, vreau să vă ceai și tu pe acolo, inelușe, cerceluși, brățărești, ce vrei tu să ne arăți din accesoriile tale? Eu sunt curioasă, sunt curioasă. O altă persoană căruia eu vreau să-i dau acest tag este Nina Makeup Artist. Îmi place foarte mult de fata asta, îmi place cum se machiază, e o frumoasă și mi-ar face plăcere să știm ce ai și tu acolo prin accesorii, coliere, cerceluși, brățăriși, ineluși, ce vrei tu să ne arăți. O altă persoană căruia îi dau un tag, o fată frumoasă, 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 este From Meg With Love. Și iubita, vreau să știu și tu ce ai pe acolo, ineluși, cerceluși, ce vrei tu, toate accesoriile care ai plăcere să le arăți, să le împărtășești cu noi. Și o să vă las în info box linkurile către canalele lor, să vă duceți la ele, să le vizitați și să vă înscrieți dacă vă plac. Mie îmi plac foarte mult. Și haideți să începem cu colecția mea. E cam zăpăcită, că nu am avut timp să fac curat în ele, așa că o să pierdem un pic timpul. O să vă arăt astea. Hai să facem treaba bună să vă le arăt de aproape. Astea sunt o colecție așa de mai mulți cerceluși, diferite culori. E foarte drăguță. După aia mai am încă o colecție așa, cu o grămadă de cerceluși de toate felurile. Deja am consumat din ele, după aici am luat o grămadă. Sunt astea cu ochelari. Foarte drăguți. O pereche de cercei pe care eu îi iubesc tare mult. Nu știu de ce, îmi plac la nebunie. Sunt ăștia. Sunt așa cercuri. O altă pereche. Săptămâna asta a fost cam o săptămână așa mai nebună. Vreau să vă spun că de mâine pleacă un video, primul episod, o să fie 3 episoade, în care am făcut un vlog când m-am dus la Roma. Și v-am povestit un pic așa din viața mea și sper că o să vă placă. Mâine o să-l pun și să spunem și ce părere aveți. Că săptămâna asta a fost foarte grea pentru mine. Am rămas cu mașina pe stradă și a fost o nebunie. Haideți să continuăm. Aceștia sunt o pereche de cerceluși așa, cercuri din argint. Îmi plac foarte mult chestiile astea a la Jennifer Lopez, tot așa mari, ăștia, îmi plac la nebunie.
Referații mei sunt ăștia. Îmi plac la nebunie, îi port o grămadă. Urmă, aici am cercelușii mei de la Tiffany. Aici am niște cercei care mi-au făcut cadou copiii mei. Sunt așa de drăguței. Sunt cu o fundiță și rămâne în jos, așa, o chestie asta cu strasuri, cu minuni, lucitoare. Urmă, aici am o pereche de cerceluși, un stras cu forma de inim. Ăștia sunt o pereche de cerceluși de la Tiffany. Ăștia sunt o pereche de cerceluși cu strasuri, așa, i-am luat pentru o nuntă. Să ne dichisim și noi la nuntă. Aici am o pereche de cerceluși, să vi arăt mai bine, de la Bulgari, care sunt o imitație. I-am cumpărat de pe AliExpress. Foarte mișto, nu sunt din argint și nimeni nu știe că nu sunt originali. Ce treabă avem noi, că nu ne caută nimeni la firmă. Altă pereche de cerceluși sunt ăștia, formă de notă muzicală, de cheie, sau cum îi spune, cheie, cheie muzicală. Deci are unul așa și unul cheiță. O altă pereche preferată a mea sunt ăștia. Sunt aia care se bagă în spate și în față. O altă pereche cu ca un fel de aripi și cu strasuri. Perechea asta așa are strasuri și o inimioară neagră. Mai am o pereche din ăștia așa, care se închid în spate, negri și argintii. Îi ador. Hai să vă arăt o pereche din aia preferați. Cercelușii ăștia. Sunt din argint și îi ador. Mai am aici încă o pereche de la Bulgari. Și ăștia sunt o imitație, sunt din argint și sunt super. Tot așa cumpărat pe AliExpress. Și ăștia cu cățelușii tot după AliExpress. I-am cumpărat-o din argint și i-am de vreo 2 ani. Nu s-au stricat până acum. Sunt minunați. Mai am perechea asta așa din aur. Bine, mai am aici ăștia cercelușii ăștia tot din aur. Ce mai avem pe aici? A, și ăștia e tot așa din aur. Fiimea mi-a pierdut unul. Ăștia la fel sunt din aur. Și în ureche am cercelușii ăștia de Swarovski, care îi adoră, se face așa lumină multă. Sunt minunați. Sunt făcuți așa. Haideți să vă arăt inelușele mele. Și inelușele mele sunt, ultima cumpărare care am făcut-o este acest inel. Vedeți? Are un ineluș, îmi place la nebunie. L-am cumpărat și pe ăsta după AliExpress, îmi place la nebunie. Un alt inel care am cumpărat de pe AliExpress este ursulețul ăsta, îmi place la nebunie. Și am mai cumpărat și ăsta la tuto cu ursuleț. Tot de pe AliExpress și acum să vă arăt așa niște inelușe din argint. Asta e așa. Înfășurat așa. Mai am un inel aici din argint cu piatră. Mov așa, îmi place la nebunie. Preferatul meu este ăsta cu inimioară. Mai am unul din argint, ăsta, așa, cărămidă mare la mână, că așa ne place nouă să avem cărămiți. Încă un inel care îmi place la nebunie este ăsta. Este un singur inel și are două pietricele și ăsta e din argint. Bine, aici am o verighetă de logodnă așa și
ineluși cu diamantelul meu. Mi l-a făcut iubitul meu un cadou, chiar dacă nu se ne căsătorim niciodată, așa că chestie. Am aici un ineluș de la Bulgari, care este o imitație, dar e super. L-am de un an și nu s-a negrit, nu i s-a întâmplat nimic, tot după AliExpress l-am cumpărat. Ăsta este un ineluș cumpărat în Peru. Mi l-au adus cineva de acolo. Am și brățară și lănțișor la el. Am un ineluș Gucci. Ăsta e un cadou de mulți ani. Inelușul ăsta, care îmi place tot așa. Mie îmi plac inelile foarte mari, să se vadă așa, nesimțite. Ăsta este un diamantone așa. E din argint. Vedeți? Și îmi place la nebunie. Ăsta e un ineluș cu brilantin din aur alb, care mi l-a făcut cadou iubitul. Mai am aici un ineluș de la Bulgari. Acesta este bun. Și aici am inelușele care mi le-am cumpărat de la Kelos. Astea sunt în formă de cruci și îmi plac la nebunie. Și mai am un cerceluș care îl ador, dar nu-l găsesc pe celălalt. E făcut așa. Astea au fost inelușele mele. Nu uitați să treceți pe la fete. Apăsați pe link-ul. Concursul începe astăzi, 23 noiembrie, și se termină pe 29 noiembrie. Aveți timp o săptămână să îmi faceți o întrebare. O puneți aici ori o puneți aici în comentarii sau mi-o trimiteți pe e-mail și răspundeți la întrebarea cum se numesc copiii mei. Și cam atât. Sper că video-ul a plăcut. Nu uitați să dați un like și să vă duceți pe la fete. Ciao, ciao!